M-a rugat cu pastorul meu de atunci, cu Vladimir Pustan. Dumnezeu m-a călăuzit pe teologie, iar lațe pe care am avut-o a fost de încredere, în care oamenii aceștia m-au luat cu ei, m-am dus, am pornit împreună cu fratele Pustan Cireșari, a stat în port bagaj, m-am dus în dreapta, stânga, dar în stilul nostru de evangelizare am montat la boxe, de ne-am zăpăcit. Chiar ne bucuram de momentul respectiv și o luam, viața era cum era. Ne opream toți pe la Mac, mâncam cartofi prăjiți cu cola, era o altă poveste. Eram la bas, îți dai seama ce voce de bas aveam eu la 16 ani, dar eu eram mai mult, cred că, pe post de stativ, adică eu nu mă țineam caietă ocupându-l frații din jur. Bă, dar mă îmbrățișau, erau cu mine acolo, mi-aduceau o bomboană, o ciocolată, ceva. Deci era, mă simțeam iubit, că dacă eu renunț, mă întâlnesc cu Domnul și mă întreabă de unde vii, știi? Mi-am dat demisia acum, știi? Serios? Domnul screază-te oportunități, atât de lucruri faine, încât n-ai cum să te plictisești. Nebunia de a crede că Dumnezeu vine cu tine la bac, avem nevoie toți. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu când ne vorbea, vedea pe noi bucuroși, fericiți că noi trăim cu Dumnezeu. Dacă noi suntem posați și castraveți murați, frate, și suntem tot cu capul în jos, de ce să schimbe la viața lui sau să vină la biserica mea, să-l cunoască Dumnezeul meu dacă el e mai, eu sunt mai amărât. Să știi că dacă Dumnezeu nu binecuvintează, oricât ar fi fluturașul de mare, tot nu ajung. Dumnezeu știe și prostiile pe care le-am făcut. Numai cu mașină, când mi-am cumpărat o mașină, mi-a vorbit Dumnezeu clar să nu iau, de m-am dus, frate, că am zis, eu sunt instructor, eu știu ce mașină. Și când Dumnezeu a răspuns, să urlăm, să audă tot satul, mă, frate, că Dumnezeu meu mi-a răspuns, că Dumnezeu a fost de partea mea încă o dată. Multă pace și bine v-am regăsit la noua emisiune Creștin cu Impact. Astăzi avem alături de noi pe fratele pastor Ionuț Haidu. Bun venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit și o bucurie pentru mine. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu tot dragul, cu tot dragul. Spuneți-mi pentru început, vă rog, câte ceva despre dumneavoastră. Am 38 de ani, acum mă și gândeam exact cam câți am acum, că nu mai știu. M-am născut undeva în Bihor, în Beiuș, într-o familie cu încă un frate, o familie oarecum încercată din perspectiva faptului că la un moment dat părinții mei nu s-au mai înțeles, au divorțat, dar lucrul ăsta m-a ajutat mult pentru că am văzut mâna lui Dumnezeu și am văzut chiar că Dumnezeu a fost ca un tată pentru mine sau ceea ce am avut eu nevoie. Spun lucrurile astea pentru încurajarea celor care trec și parcă din ce în ce mai multe familii trec prin tot felul de provocări, e că Dumnezeu cunoaște exact nevoile pe care le avem. Și avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă și ne cunoaște viața fiecăruia dintre noi și asta m-a fascinat totdeauna la Dumnezeu și asta m-a făcut să mă apropii de Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu, e că Dumnezeu m-a primit cum am fost, dar nu m-a lăsat așa, ci a schimbat în mine și încă schimbă și transformă atât caracterul meu cât trăirile pe care le am. La copilărie o chestiune tare faină, am crescut la bunicii mei, ei fiind, mergând la biserică, creștini practicanți, biserica era chiar lipită de casa bunicilor și nu aveam nicio șansă să mă duc la biserică. La început m-am dus că o trebuie să mă duc, așa a trebuit. După am început să-mi fie drag de biserică și de oamenii din biserică. Am crescut la bunici până m-am dus la școală, până la clasa 1. Ei m-au îndrumat oarecum spre Dumnezeu, cu ei am mers la biserică, cu ei m-am rugat, cu ei am cântat. Dacă am ceva frumos în viață, sunt aceste amintiri pe care le aveam de a ne ruga împreună cu bunici în fiecare seară. Ne rugam să nu plouă mâine că aveam de strâns fânul, ne rugam că trebuia să mergem să săpăm porumbul și să nu plouă de nou, sau să plouă că nu plouă de mult și nu mai crește porumbul, toate minunile astea. M-au ajutat să înțeleg că Dumnezeu, cum spuneam, e interesat de cele mai mici detalii ale vieții noastre și provocările pe care le avem. M-am mutat, am mers în Beiuș, acolo am terminat școala, pe urmă m-am dus la teologie și aici o chestie une faină. Eram în luna mai, în clasa 12-a, în mintea mea era să mă duc să fac bani. Asta a fost chestia, neavând, am zis că trebuie să mă duc să fac eu, să văd și cum e să ai bani. Am învățat contabilitate, economie, ăsta e profilul pe care l-am terminat la liceu, doar că în luna mai Dumnezeu a intervenit și are Dumnezeu oarecum umorul lui în care intervine în direcția vieții noastre, în sensul că nu puteam să învăț nici măcar o expresie din cartea aia de contabilitate și atunci a fost șocul meu și am zis, mă, ceva se întâmplă,
Nu eram, eram premiant, adică nu că nu puteam duce, știi? Dar nu se întâmpla acolo, era un blocaj. Și atunci m-a rugat cu pastorul meu de atunci, cu Vladimir Pustan, cu prietenii mei și Dumnezeu m-a călăuzit pe teologie, crede-mă, în vreo 6 moduri total diferite, modul în care clar am crezut și am știut și încă cred asta din toată inima mea și bine să mai cred uneori asta, prin, când treci prin vale e bine să te aduci aminte că clar Dumnezeu te-a chemat la lucrarea asta. Așa m-am dus la facultate. M-am dus la Emanuel, la Oradea, Universitatea Emanuel. Acolo când am ajuns era oricum prea târziu pentru mine ca să mai citesc, să învăț, să memorez cărțile de admitere, mărturisirea de credință. Și atunci am făcut o înțelegere cu Domnul și am zis, uite cum facem. Doamne, eu scriu aici numai teologie prima. Știi că puteai să scrii 1, 2, 3, fac un nou, ei mergi la prima, a doua, până a cincea, tot prindeai un loc undeva. Adică tău nu te lăsa viața fără facultate. Doi am zis, n-am mai scris nimic sub, știi? Doar teologie, atât. Doar teologie. Eram atât de nebun cu Dumnezeu și chiar mi-e dor un pic uneori de nebunia asta. Și am zis, cum facem, Doamne? Nu știu dacă apuc eu să și cumpăr cărțile astea. Nu știu dacă apuc să memorez tot ce trebuie să fac aici. Dar te rog să intervii tu într-un mod miraculos. Mai când m-am dus la universitate, la proba orală trebuia să prezentăm mărturisirea de credință. Era procedura de înscriere. Acolo mi-am dat seama că am gafat-o. Era să și leșin, eram panicat un picuț așa. Măi, și a doua zi trebuia să vedem dacă suntem admis sau nu, știi? Aia a fost noapte nedormită, o noapte albă, așa, acasă, o noapte de rugăciune, de unul singur, numai eu cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, uite cum facem, nu știu ce s-a întâmplat, dar eu știu că eu am scris numai facultate de teologie. Dacă aici nu iese, un an facem misiune, facem altceva. A doua zi eram admis, când m-am dus la examen, Dumnezeu m-a călăuzit și m-a binecuvântat să intru printre primii studenți. Și vă mărturisesc că a fost chiar numai harul lui Dumnezeu. Și văzând toate lucrurile astea, am înțeles clar că Dumnezeu, atunci când face o chemare, Dumnezeu onorează chemarea Lui și Dumnezeu e Cel care binecuvintează viețile noastre. Am terminat facultatea, m-am căsătorit și m-am mutat în Timișoara. De ce Timișoara? De ce Timișoara? Că aici a fost nevasta mea. Deci, aici nu pot să spun că a fost clar călăuzirea lui Dumnezeu. Dar era între Beiuș și Timișoara. În contextul de la Beiuș de atunci ne-am rugat Dumnezeu și am simțit exact că e nevoie să facem pasul ăsta spre Timișoara, soția mea fiind în Timișoara, dar nu pot să... Vreau să menționez un lucru, adică nu m-am mutat că nu vrutea să vină la Beiuș, știi? Adică nu, chiar a fost călăuzirea lui Dumnezeu peste noi și în viața noastră și asta a fost bucuria pe care o ai atunci când mai simți că Dumnezeu te călăuzește pas cu pas. Mi-e dor de momentele acelea în care am avut și răbdare să-mi vorbească Dumnezeu și sensibilitate. Din păcate, uneori viața ne duce într-o zonă în care parcă ne și grăbim, suntem destul de rigizi și avem nevoie ca câteodată să mai ne ridice Dumnezeu bărbia în sus, știi, ca să ne putem focusa la ceea ce vrea El pentru noi. În mare, așa e un fir roșu a vieții mele. Cum a fost slujirea dumneavoastră în biserica din Beiuș? Care a fost relația dumneavoastră cu fratele Pustan? Măi, el a fost ca un tată pentru mine și mă bucur tare mult că ai pus întrebarea asta. Pentru că e un aspect aici pe care vreau să-l menționez. Venisem dintr-o familie oarecum încercată, zic eu. Am ajuns în biserică. N-am fost cel mai cu minte băiat și nici n-am fost cel mai ascultător băiat. Dar oamenii din biserică au știut să mă țină în biserică și asta e un lucru extraordinar pentru care îi respect, îi iubesc și îi apreciez. Repet, n-a fost deținut poate uneori în biserică, dar oamenii au știut să mă țină pe lângă ei. Dau un exemplu, când am la cor, de exemplu, îți dai seama, în clasa a 8-a, a 9-a, eram la bas. Îți dai seama ce voce de bas aveam eu la 16 ani. Dar eu eram mai mult, cred că, pe post de stativ. Adică eu nu mă țineam caietul cu pentru frații din jur. Bă, dar mă îmbrățișau, mă erau cu mine acolo, mi-aduceau o bomboană, o ciocolată, ceva. Deci era, mă simțeam iubit și am rămas în biserică, pentru că am găsit în biserică ce poate aveam cea mai mare nevoie. N-am primit acasă poate ce mă așteptam eu și asta nu dau vina nici pe părinți și nu dau vina nici pe contextul în care am crescut,
ci doar că Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Și asta e ceea ce aș vrea să accentuez. Și Dumnezeu, dacă nu primești acasă și nu ai acasă, Dumnezeu creează contexte încât să te răsfețe Dumnezeu și să te binecuvinteze. Asta, până la asta, a rămas în biserică. Iar lața pe care am avut-o a fost de încredere, în care oamenii aceștia m-au luat cu ei, m-am dus, am pornit împreună cu fratele Pustan Cireșarii, am fost la început acolo pe metereze, tabere, evangelizări, de toate. Am mers mii de kilometri împreună și asta m-a ținut în biserică. Asta m-a ținut cu mintea întreagă, asta m-a ținut sfat, am avut oameni faini lângă mine, prieteni, cu părinți faini care m-au ținut. Imaginează-ți că mergeam să lucrez la prieteni acasă, doar să stau lângă ei, lângă familia lor, lângă tata lor, de exemplu, și să mă hrănesc. Aveam nevoie de asta, aveam nevoie să mă apropii de oameni și aveam nevoie să mă simt prețuit de oameni. De conjunctură. Nu vorbesc de părinții mei, nu vorbesc doar de familia mea, ci din exterior. Fiind un tip sangvinic, un tip coleric, un tip social, avem nevoie de interacțiune și chiar crede-mă, mergeam să lucru la betoane toată ziua doar să stau în preajma oamenilor. Și asta pentru mine m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult că oamenii m-au acceptat, dar nu m-au lăsat. Așa au răbdare cu mine, știi? Că are eu un timp al nostru a schimbării noastre și dacă e, să răspund acum concret la întrebarea ta, mi-aduc aminte cu drag de amintirile pe care le-am cu acești oameni care m-au acceptat și m-au luat cu ei. Asta pe-n por bagaj, m-am dus în dreapta, stânga, dar în stilul nostru de evangelizare am montat la boxe, de ne-am zăpăcit, dar am fost împreună și asta a fost o chestie super faină. Vă invităm să serviți un pahar de suc de la prietenii noștri de la Ronia Schalatenborg. Aveți să ne relatați vreo întâmplare alături de acești oameni dragi? Întâmplare când... Eu știu așa mai aparte. Când am fost, de exemplu, la evangelizare la Cluj, chiar la Cluj, în sala polivalentă, a fost un har extraordinar și noi pregăteam boxele, pregăteam tot, cu câteva ore bune înainte și când s-a făcut chemarea la sfârșit, eu eram întors la Dumnezeu, botezat, eram cu acte în regulă creștin, știi? Dar așa de faină a fost prezența lui Dumnezeu și atât de plenar am simțit-o în sala, mai că m-am dus și eu în față, știi? Mai că am vrut să mă duc și eu, atât de faină a fost. E unul din momentul în care mi-aduc aminte cu drag pentru chemarea aceea respectivă, în care era, nu știu, era bucuria aceea însoțirii lui Dumnezeu. Știai că mergi la drum și nu mergi numai în puterile tale, ci mergi în puterea lui Dumnezeu. Mergeam cu mașini care nu erau cele mai grozave mașini. V-au lăsat vreodată pe drumuri? Băi, niciodată. Asta a fost o chestiune faină. Nu ne-au lăsat pe drum. Chiar cum au mers, cum au mers ele. Dar până la urmă tot am ajuns. Ba, odată ne-au lăsat un microbus, cred că, dar am rămas fără apă, ceva în genul ăsta, nu mai știu. Și atunci a venit alt frate, ne-a dus. În fine, a fost o chestiune. Dar parcă le luam toate cu drag. Le luam cu o bucurie. Poate că nici nu era un perfecționist din ăsta, așa, poate greșit înțeles astăzi, în care totul trebuie să fie perfect, știi? Totul trebuie să fie țiplă, să arate bine, să... Nu. Era un moment frumos și ne bucuram de momente, știi? Adică nu ne bucuram doar de zâmbete pe sticlă sau, știi? Chiar ne bucuram de momentul respectiv și o luam, viața era cum era. Ne opream toți pe la Mac, mâncam cartofi prăjiți cu cola, era o altă poveste, știi? Creați momente și amintiri. Exact, ascultam muzică pe mașină, cântam toți pe mașină, era fain. Frumos. Mai țineți legătură cu fratele da, Pustan? Da, da. L-ați invitat la dumneavoastră la biserică? Da, odată, în urmă cu câțiva ani. Suntem prieteni, chiar dacă la distanță, zic, ca timp și ca, ca geografie, dar... Da, păstrăm o relație pentru că a fost ceva special între noi. El la un moment dat zicea că el e tatăl pe care eu nu l-am avut și eu sprâncul pe care el nu l-a avut. Da, asta exagerez acum, nu prea... A fost ceva frumos între noi și asta mi-aduce aminte cu drag. Bun, și ați ajuns la Timișoara. Spuneți-mi, vă rog, în ce biserică slujiți și cum ați ajuns pastor în biserica respectivă? Da, istoria mea e un picuț interesantă aici. Am venit ca și profesor la Liceul Teologic din Timișoara, Logos. Am slujit în Biserica Logos, am slujit apoi pentru o perioadă, următoarea perioadă de 7 ani, am slujit în Biserica Stânca din Timișoara.
unde am fost și ordinat ca și pastor. Și de un an și un picuț slujim în Biserica Golgota din Timișoara și din Biserica Baptistă din Hodoni. O facem cu bucurie. Din nou, nu vreau să exagerez și să nu creadă nimeni că exagerez cu treaba asta, dar chiar am simțit mâna lui Dumnezeu. Am venit aici în Timișoara neavând pe nimeni să mă împingă în față, neavând pe nimeni care să zic, era socrul meu pastor, dar niciodată n-a forțat lucrurile. E un om extraordinar, un om credincios, un om care a lăsat ca Dumnezeu să deschide ușii și să binecuvinteze viețile noastre. N-am tras for niciodată, nu m-am invitat niciodată în niciun loc să predic. Bine, asta e o altă cultură, dar în fine. N-am forțat niciodată lucrurile, dar Dumnezeu a fost bun cu mine și Dumnezeu a fost extraordinar de atent la nevoile mele. Și așa am ajuns să-L slujesc pe Dumnezeu în diverse locuri, să merg în evangelizări, să am prieteni speciali, oameni care mi-au oferit încredere, oameni care au văzut chemarea lui Dumnezeu în viața mea, binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa mea, peste noi, peste lucrarea noastră. Mă simt extraordinar de bine, mă simt fericit, nu neapărat pentru ceea ce primesc, ci mă simt fericit pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în inima mea, i-a pus în viața mea. Așa am început să slujesc în biserică, așa am început să colaborez cu tot felul de alte proiecte și sunt bucuros de orice moment în care putem să slăvim pe Dumnezeu împreună. Știi, așa, provocarea pe care o avem în vremurile astea e să facem lucruri frumoase împreună. Le facem frumos individual, le facem aranjate bine atunci când e despre noi, știi? Dar când interacționăm cu alte culturi uneori, cu alte biserici, cu alți frați, cu alte comunități, provocarea e să facem lucrurile împreună. Și cred că e despre asta vremurile în care le trăim acum, să reușim să facem lucrurile împreună. Cum gestionați conflictul de generații în biserică pentru muzică, de exemplu? Eu cred că la noi, cel puțin la biserică, e o biserică mai tinerească, oarecum, cu un bun simț în închinare, zic eu. E foarte important să nu se exagereze, nu exagerăm cu lucruri care sunt doar despre noi, pentru că închinarea nu are de-a face cu noi, închinarea are de-a face cu ceea ce primesc oamenii din partea lui Dumnezeu prin noi și prin slujirea pe care o facem. Nu e despre cântecele mele, nu e despre mofturile mele, nu e despre ceea ce fac eu, vreau eu, simt eu, ce are de-a face cu ceea ce simte Dumnezeu, vrea Dumnezeu să se întâmple prin mine, în oamenii din jurul meu. Nu e despre noi slujirea. Slujirea despre Stăpân, despre Dumnezeu și despre oamenii lui Dumnezeu pe care suntem datori să-i slujim. Nu cred că există conflicte. Acum, vis-a-vis de diferența asta de generații, e foarte important să fii un tampon între cele două generații, ca și slujitor, ca și oameni pentru oameni, în final. Asta am învățat, asta am văzut și frații în vârstă au dreptul lor să se simtă în biserică și eu am o vorbă pe care o accentuez și acum. Oricine are dreptul să fie cineva în biserică. Dar oricine ar fi. Indiferent de vârstă, indiferent de trecutul lui, are dreptul să se simtă valoros în biserică. Întrebarea e dacă în biserică nu ne simțim, unde ne simțim atunci? Dacă, și o spun cu toată responsabilitatea, pentru foarte mulți care vin la biserică, astea două ore sau trei ore de biserică e singurul aer curat pe care îl primesc într-o săptămână întreagă. E singurul cer pe care îl au oamenii. Și n-am cum să-mi bag joc de timpul nimănui. Și n-am voie. De asta repet că închinarea de a face cu bun simț. Iar creștinul cu bun simț e pleonazm. N-ar trebui să fim altfel. Da. Așa ar trebui să fim. Care sunt planurile pentru extinderea slujirii dumneavoastră? Băi, o perioadă am fost și instructor. Au tot câțiva ani. A fost un beneficiu oarecum și financiar. Aveam nevoie de o sursă de bani în plus, de exemplu, dar și m-am bucurat foarte mult de impactul pe care l-am avut în viața, hai să zicem, studenților, în povești, pe care eu făceam legislație și circulație cu ei, dar făceam și nu politică bisericească, făceam evangelizare și făceam consiliere și discuții pe temă biblice. Asta a fost o chestiune super faină, dar până anul trecut, când n-am mai putut, anul ăsta, am renunțat pentru că era deja prea mult. Provocările pe care le aveam în slujire, în biserică,
Deja un picuț ne-au dus într-o altă zonă. Da, colaborăm cu Vocea Evangheliei, cu Radio Creștin, cu tot felul de alte biserici în podcasturi și vreau să mă las chiar la mâna lui Dumnezeu și da, avem planuri și la Biserica din Hodoni pentru a impacta oamenii din sat, la Golgota din nou, am început ser de tineret acum în care vrem să impactăm generația tânără. Sunt provocări, lucrarea cu bărbații, lucrarea cu surorile, la nivel de adolescenți, nu neapărat de tineri, ci la nivel de adolescenți în care pregătim de fapt biserica de mâine, pregătim închinătorii de mâine, nu investești în ei, nu ai ce să scoți de acolo, știi? Adică cred că e un nonsens să ceri cuiva ceva ce nu i-ai oferit. Și de asta e important să înțelegem că de fapt toate lucrurile se pregătesc. Un program bine făcut nu e o întâmplare niciodată. Tot timpul trebuie să pregătim lucrurile, să le gândim. Chiar dispus la multe provocări așa din partea lui Dumnezeu și mergem pe multe arii și la pușcărie, în penitenciar, mai multe. Îmi spuneți de oamenii din Hodoni. Ce proiect aveți acolo? E un proiect care avem cu copii, asta de studiu biblic, un grup de copii. Biserica Ortodoxă, câțiva din biserica noastră, studiază Biblia împreună, mergem la talentul negoț cu ei, facem... Cu copiii din afara bisericii? Da, da. Mergem și asta se datorează chiar Harului Dumnezeu, dar și o familie care e super dedicată pe treaba asta și au chemare din partea lui Dumnezeu. Și cum se descurcă? Asta. Mai bine, ei mai susține și noi, mai încurajăm și noi, dar una peste alta, orice chemare lui Dumnezeu vine și cu provocări și vine cu încercări, dar vezi bucuria pe care o ai că ai impactat viața unui cuiva. E o sămânță semănată, e un cuvânt lăsat acolo în inimă și în minte și lucrurile astea schimbă. Lucrurile astea în final vor aduce rod. S-au văzut ceva schimbări până acum? Da, vreau să... Uite, în urmă cu vreo 3 ani sau 4 ani, cred că am început acele zile de VBS, știi, în care am început cu... Noi avem în biserică undeva 10-15 copii, de toate vârstele vorbesc. Nu avem mulți, dar atunci vreau undeva, în primul an vreo 50, veneau în fiecare zi când am început, anul următor vreo 60 ceva, anul ăsta a fost vreo 80 și ceva, 90 în fiecare zi. Și ai văzut că deja lucrurile se mișcă. E foarte important să vezi timpul pe care îl trăiești, să vezi oportunitatea pe care o ai și să vezi că Dumnezeu a deschis ușa asta. Pedalezi acolo. Nu știm cât timp ușa e deschisă. Nu știm cât mai avem harul ăsta de a impacta o anumită zonă în care suntem. Și suntem datori să facem lucrul ăsta. Am început să colaborăm cu biserici din zonă, să luăm cina împreună, de exemplu, și să avem activități împreună. Am avut o... De exemplu, un weekend, zilele acestea, cu tot așa cu biserice din zonă de istorie baptistă, de exemplu, a Banatului, a zonei acestea din țară. Vrem să înțelegem că suntem chemați să dăm gardurile la o parte și să putem să ne închinăm împreună. E un nonsens să nu poți să te rogi cu cineva. Chiar am observat acest lucru, că încep să se facă evangelizări în afara bisericilor și altfel primesc oamenii. Da, Într-un loc neutru. Într-un loc neutru, da, și asta e bucuria ori de câte ori merg în afara bisericii. Asta e una din bucurile pe care le am și pasiunile pe care am să vestesc Evanghelia în aer liber. În speță eu sunt evanghelist în natura mea, dar uite că facem și alte lucruri tot în slujire, dar le facem cu bucurie, pentru că în final slujirea e cea care ne schimbă pe noi, nu schimbăm noi slujirea. Care e cea mai grea parte a slujirii? Cea mai grea parte a slujirii pentru mine, din perspectiva mea, e disciplina. Și vorbesc de disciplina mea personală. Nu să disciplinez pe alții, e mult greu. E cel mai greu să fiu disciplinat. În provocările pe care le am, în chemările pe care le simt din partea Dumnezeu, e greu să rămâi disciplinat și să rămâi cu un pas în spate și să vadă Dumnezeu. Cred că am făcut, din păcate, cu tot ce înseamnă nebunia aceasta în care ne vedem noi prea mult, nu se mai vede Dumnezeu de noi. Cred că suntem datori ca generație să facem un pas în spate și să lăsăm pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. Sunt provocat cu asta. Disciplina minții, de exemplu, da? Dau un exemplu, e comparația cu ce se întâmplă.
Mi-e greu uneori să rămân credincios în ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să rămân credincios. Nu-i treaba mea ce se întâmplă în alte locuri, nu-i treaba mea ce cum se întâmplă în alte locuri, dacă nu pot să ajut, mai bine tac din gură, dar pentru mine, că m-am mai provocat așa, mai onest, da, e disciplina mea vis-a-vis de ce înseamnă împlinătatea ei slujirea. Nu și cea doar. Mai frumoasă parte a slujirii care vi se pare? Cea mai frumoasă treabă care mi se întâmplă și care mă face să urlu de bucurie, să cânt, să plâng, să mă duc bucuros acasă, e să știu că am făcut ce vreau Dumnezeu să fac. A fost moment extraordinar în care am trăit prezența lui Dumnezeu la evanghelizări, nu doar că m-am dus să-mi spun eu ceva acolo, nu doar că m-am dus să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, ci de fapt seara a schimbat în mine ceva. Nu o să uit niciodată, eram într-o sadă în Bihor la evanghelizare, venise și Amalia Decean, ea cântase, eu urma să predic, au fost puținele serii în care după ce s-a terminat toată asta, m-am luat în mașină, am plecat spre casă, m-am oprit pe marginea drumului și am plâns eu și m-am pocăit eu în Dumnezeu. Asta e ce mai fain. Când vezi că mergi cu Dumnezeu. Știi, din păcate, ducem noi altora, le spunem noi altora, când de fapt slujirea trebuie să schimbe ceva în mine. Pentru că nu e important ce se întâmplă în jurul nostru așa de mult, sau cu noi. E important ce se întâmplă în noi când slujim. Ce a schimbat slujirea respectivă în mine, sau predica respectivă, momentele respective. Și cel mai mare har pe care l-am și bucurie pe care o am, e că Dumnezeu nu a renunțat la mine. Încă sunt sub lupa lui Dumnezeu. Și încă suntem ca și familie în mâna lui Dumnezeu și te vezi folosit de Dumnezeu. Cea mai mare bucurie. V-ați gândit vreodată să renunțați la această slujire? Vai de cap, de câte ori. Da? Da, m-am gândit de multe ori. Dar ce-i fain e că mi-e frică de un lucru și spune că mă întâlnesc cu Dumnezeu pe drum, știi? Că dacă eu renunț, mă întâlnesc cu Domnul și mă întreabă de unde vii, știi? Mi-am dat demisia acum, știi? Uh-huh. Serios? Și nu-mi permit asta. Da, suntem provocați. Dacă e să fim onești acum, toți avem gândul ăsta. Unii recunoaștem, unii nu, dar eu nu sunt așa de sfântoc să zic că nu am avut, dar am avut momentele astea în care am vrut să renunț. Pentru că, din nou, spun, slujirea nu e despre noi. Că dacă ar fi despre noi, n-am renunțat, că o facem în termenii noștri. Dar o facem în termenul Lui Dumnezeu și atunci uneori slujirea e mai presus de propria noastră viață. E mai presus de propriile noastre hobby-uri și nu dacă mă crezi, dacă mă întrebi acum ce îmi place, nu mai știu ce îmi place. Deci nu mai știu ce hobby-uri am, nu mai știu ce, pentru că m-am focusat pe treaba asta și îmi place lucrul ăsta, îmi plac oamenii, iubesc oamenii, interacționez cu oameni, mă hrănesc cu asta, mă hrănesc cu a ajutora și a ajuta oamenii, dar în același timp îi mulțumesc Dumnezeu că nu m-a lăsat să renunț. Da, am trecut prin văi, am trecut prin dezamăgiri, am trecut momente în care eram acolo, jos, știi, să avem bagajul făcut. Și la facultate mi-a făcut 3 ori bagajul. Cam toți în clasă ne-am făcut prin grupă. Cred că era o cultură până la urmă treaba asta, dar în fine. Dar e fain că Dumnezeu îți dă înapoi putere să mergi mai departe. Și bucuria pe care o am e că din nou și din nou Dumnezeu creează oportunități încât nu te poți plictisi cu El niciodată. Uh-huh. Eu când văd creștini plictisiți mă enervează, știi? Adică n-ai cum. Domnul îți creează-te oportunități. Atât de lucruri faine încă n-ai cum să te plictisești. Fiecare zi diferit. Apropo de adineauri, ce hobby-uri aveți? Da, una din ele, îmi plac animalele foarte mult. Am făcut o facultate numai de dragul animalelor, să mai aflu despre animale, dar asta îmi place foarte mult. Pe lângă, acum clar, nu vorbim de oameni, de slujire, ci doar așa de inima albastră pentru mine, sunt animalele, dar și să ies în natură. Îmi place aerul curat. Îmi place să ies, să văd munți, să văd... Ieșire cu cortul, cumva? Da, și aia îmi place. Eu, de general, când mergem cu cortul, mie îmi place să stau la tigaie acolo, să... Nu sunt prea umblăcios așa pe munți, pe vârf de munți, dar la corturi îmi place. Nu-mi plac țânțari, în schimb, dar mă scap eu și de țânțari, cumva, știi? V-ați declarat mai înainte nebun după Hristos. Ce nebunie ați făcut pentru El? Mă, una de nebunii, m-am declarat, regret acum că o spun, parcă nu-s mai chiar așa nebun cum eram în tinerețe, dar vă dau un exemplu, o chestiune tare faină. Eram la BAC și eram lider de tineret în Beiuș, la biserică, și slujeam crăpat de lemne la surori în vârstă, băgat pe lemne în casă, eram pe turbo tot timpul a fost așa. S-a apropiat BAC-ul
Și eram o trupă de vreo 12 de generația mea de 85, în care trebuia să dăm bacul. Eu eram ăsta mai cu lucru în afara bacului. Și aveam un prieten, și acum și el e păstor, ăsta s-o urca tot timpul acolo undeva mai sus și el ne citea comentarii în timp ce noi crepam lemne, știi? Asta era un fel de Socrate pentru noi. Dar ajung la bac, la română, acum eu vă spun ce să nu faceți voi. Asta a fost suficientă nebunie din partea mea. Deci crede-mă, eu chiar am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Deci, realmente, ați văzut cum facem, Doamne. Eu am atât de treabă pentru oamenii tăi, pe cei până în jurul meu. Eu am văzut două opere la română. Două opere de învăț și am o probă și orală și scrisă. Vezi dacă putea pamele să cadă unul ca să știm o treabă, să nu... Și m-am dus. Asta e o nebunie dusă oarecum la extrem. La extrem în sensul că n-am învățat foarte bine celelalte. Dar nebunia de a crede că Dumnezeu vine cu tine la bac, avem nevoie toți. Asta cred că legătura e fină, în care noi ne facem datoria, dar zice, asta, Doamne, nu mai e nevoie să fie, mă descurc eu. Și ambele, una au căzut la oral, una au scris, dar eram convins de treaba asta, nu știu dacă mă crezi. Atât de nebun eram cu Domnul, încât știam, asta o să cadă aici, una acolo, și exact așa au căzut. N-am visat, ascultă-mă, nu am primit nu știu ce mesaje divine cu treaba asta. Nu, am avut o convingere la între, dar era chestiunea aia în care, Doamne, hai să mergem împreună. Crede-mă, n-am avut papuci, am primit papuci de piele. Am zis, Doamne, cum mă duc eu acum pe la biserică cu papuci de ăștia, de tot mușamaua de până piață? În fine, nu aveai cum să te descalzi. Te descalzi, discuteai pe toți afară în casă, știi? Și am zis, Doamne, dă-mi ce, băi, am primit lucruri exact pe dorința mea. Și dacă să mă uit în spate acum, Dumnezeu nu mi-a ascultat doar rugăciunile. Dumnezeu mi-a ascultat dorințele inimii mele. Și asta, pe care nici nu le-am rostit, a fost în inima mea. Și asta m-a fascinat la Dumnezeu. Și asta mă fascinează la Dumnezeu. Și ori de câte ori îmi vine să renunț, și ori de câte ori îmi vine tot fel de gânduri, provocări pe care le-am, Doamne, mă duc înapoi, mă ajung la momentul la zero. Doamne, noi suntem doi împreună. Hai să vedem ce avem de făcut noi doi. Nu e atât de important ceilalți. Nu, Doamne, noi doi. Să vedem ce facem pentru oamenii din jurul nostru. Cum ar trebui să fim mulțumitori? Să învățăm pe copiii noștri să fie mulțumitori cu ceea ce au? Mai e diferență între să fii mulțumit și mulțumitor. Mulțumit ești atunci când în mintea ta, bă, ce fain e totuși, bine că dorm, bine că pot să dorm, bine că pot să mănânc, am ce mânca. Ei, mulțumire exterioară, trebuie să spui ceva, trebuie să vorbești. Și dacă e un exemplu, eu cred că creștinismul e cel mai contagios. Oamenii, zic un lucru așa mai evanghelist, să știi că oamenii se vor pocăi în momentul în care pocăiții se vor pocăi. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu când ne vorbea, vedea pe noi bucuroși, fericiți că noi trăim cu Dumnezeu. Dacă noi suntem posați și castraveți murați, frate, și suntem tot cu capul în jos, de ce să schimbe la viața lui sau să vină la biserica mea, să-l cunoască Dumnezeul meu dacă el e mai, eu sunt mai amărât decât el? Nu există. Și cum se pot schimba pocăiții? Să pocăiască, ce mai simplu. Adică să fim... Sunt atâtea provocări pe care le avem de a rămâne în șabloanele noastre, de a rămâne în, să zic, în ce am învățat noi. Spun din nou treaba asta. Dumnezeu are în fiecare zi ceva nou pregătit pentru tine. Nu doar să te binecuvinteze, ci să te provoace, să te schimbe. Și umblarea asta cu Dumnezeu ne fericește, ne bucură. Eu nu pot să concep oameni care nu se bucură să vână unii pe alții, că nu trăiesc o viață frumoasă împreună, că nu, asta nu e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Aduți aminte că Dumnezeu, Domnul s-a rugat să fim una. Pierdem unitatea asta. În momentul în care am pierdut unitatea de a face lucrurile frumoase împreună, de fapt nu mai suntem o mărturie pentru oamenii din jurul nostru. Oamenii au nevoie nu să vadă ce putem să facem noi, oamenii au nevoie să vadă ce poate să facă Dumnezeul nostru. Oamenii au nevoie să vadă ce poate să facă Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Știi, o provocare pe care o avem, când ne doare tare, strigăm tare. Dacă Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune, nu mai zicem nimic. Ar trebui să le inversăm. Atunci când ne doare ceva, când strigăm pentru ceva, să strigăm în inima noastră, să lăsăm de fapt ca inima noastră să strige. Și când Dumnezeu a răspuns, să urlăm, să audă tot satul, mă frate, că Dumnezeu meu mi-a răspuns, că Dumnezeu a fost de partea mea încă o dată, oricum El e, încă o dată. Poți să fii mulțumitor prin exemplu, să dăm noi exemplu copiilor noștri. Adică n-ai ce să te ridici de la masă fără să mulțumești, dar nu așa că trebuie să mulțumești acum, chiar să mulțumești. Că femeia asta a stat acolo și a făcut saună 3 ore până ți-a făcut mâncare, felul 1, felul 2 și mai și prăjitură, nu? Și vin tătari, frate, vin turci, rapid, mâncă tot, purur, lasă dezastru în jur. Păi ce bucurie acolo, nu? Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem
Să avem grijă unii de alții. Nu doar să ne purtăm de grijă, să avem grijă de inima noastră, de inima celui de lângă noi. În momentul în care vom avea grijă unii de alții, ne vom și bucura unii de alții. În momentul în care te bucuri, ești mulțumitor. Și uite că lanțul ăsta se leagă. Și ideea îi prinde contur. Și atunci, clar că oamenii se uită la noi și spun, oamenii ăștia au ceva special. Și ei au probleme, nici mașina lor nu pornește, nu? Și ei au problemele lor, dar percep, fac lucrurile altfel. Și oamenii se uită. Oricum oamenii ne văd, știi? Adică noi credem că ne văd când vrem noi. Nu ne văd când, ne văd tot timpul. Și de cele mai multe ori, în păcate, ne văd când nu prea vrem noi să ne vadă. Și apropo de rugăciuni, cum ar trebui să sune o rugăciune ca să fie ascultată? Una din lucrurile, și asta am avut un mesaj, acum l-am ținut de vreo 10 ori, cred că, mesajul ăsta, exact pe tema asta de a striga la Dumnezeu. Cred că rugăciunea are de face cu inima noastră. E timpul să lăsăm ca inima noastră să se roage. E timpul să lăsăm ca viața noastră cu adevărat să n-aibă un timp de rugăciune, să aibă o rugăciune continuă. Nu e o chestie de atitudine, nici de practice. Are nevoie de ca rugăciunea aia să schimbe ceva în mine. Rugăciunea, momentul al rugăciunii mele, în care vin înainte Dumnezeu să nu schimbe doar pe alții, să mă transforme. Ana merge la templu, când pleacă de la templu, femeia asta merge schimbată. Dar între cele două momente, că vine și pleacă, s-a întâmplat momentul al rugăciunii ei. Așa cum a fost. Dar a schimbat ceva. Știi ce mi-ar dori? Să schimbe în mine rugăciunea ceva. Și pentru asta trebuie să o fac. Nu îmi pomenic de rugăciune în care o oră tot mă gândesc că am închis aragazul, eu tot mă rog, știi, tot zic lui Dumnezeu. Nu, frate, să trăiesc momentul ăla, să simt. Poate e timpul să tăcem mai mult în rugăciune, să ne vorbească Dumnezeu în rugăciune mai mult. Poate e timpul să stăm înainte de Dumnezeu să spui, Doamne, pentru ce vrei să mă rog? Eu am o listă a mea pentru care eu am lista asta. Doamne, n-ai vrea să schimb poate lista. Dar știi ce e fain? Că atunci când cu adevărat te rogi, deci nu... Provocarea în final este atunci când ne rugăm, știi? Atunci când te rogi cu adevărat, Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Dar dacă nu răspunde la rugăciuni, îți schimbă rugăciunea. Dar ceva tot se întâmplă. Și aici e fascinant. Pentru că, de fapt, secretul rugăciunii e rugăciune însăși. Nu există secret, nu există butoane pe care le apăsăm noi. Trebuie să facem ceva, creăm contexte, trebuie să facem ca să intrăm într-un duh al rugăciunii. Nu, ai o trăirea mea. Mai trecut la biserică de două uși de termopan, nu? Prima intri în hol în biserică și știi albe, faine, nu? Intri, gata, să aureolă pe cap, avem aureolă dintr-o dată. Nu, eu vin cu relația mea cu Dumnezeu de acasă. Ce se întâmplă în biserică e suma ceea ce se întâmplă noi la casă, când reușim să ajung aici. Ei, nebunia asta mi-o doresc. Nu am tot timpul și recunosc că nu am tot timpul. Mi-o doresc să o am din ce în ce mai mult. Să cred, nu-i despre nici pe mine, nu-i despre nici cei care comentează. Oricum, un ipotignitor de profesie, este comentează tot timpul. Nu-i despre asta. Despre prezența lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu să se întâmple în ziua asta sau momentul ăla sau cu mine pe genunchi. Ce vrea Dumnezeu de la mine, știi? Cred că aici am pierdut, că am uitat să mai îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm cu adevărat ca călăuzirea lui să o simțim odată în timpul rugăciunii și apoi pentru ceilalți. Credeți că lipsa rugăciunii afectează familiile din ziua de astăzi? Divorțurile din mediul evanghelic? Violența din familie? Eu cred că asta e vitală treaba. Adică eu am un slogan și o credință că doar cei care se roagă împreună rămân împreună. Dar nu doar că hai să ne rugăm acum că dă bine pentru prunci, facem poză în rugăciune, știi? Nu, ai cea atitudine, Biblia 45, poziție, tot. Nu, să reușesc cu adevărat să stau în rugăciune, pentru că se întâmplă ceva. Cu cât mă rog mai mult, cu atât înseamnă mai mult am nevoie de rugăciune și cu cât mă rog mai mult, cu atât Dumnezeu defocusează interesele mele dinspre mine spre ceilalți. Mă rog în mijlocire, mă rog pentru oamenii pentru care simt din partea Dumnezeu că trebuie să mă rog. Lucrurile parcă mă pun pe mine, zic eu, deoparte și parcă mă lupt eu pentru alții mai mult. Dar știi ce e fain? Că atunci când te lupți pentru alții, luptă Dumnezeu pentru tine. Și atunci e ceva fantastic. Atunci e momentul ăla sublim, în care tu crezi că de fapt nu s-a întâmplat nimic în tine sau pentru tine și vezi că Dumnezeu a compensat mult când tu ți-ai pus. E ca în Roman 12, știi? Jertfa vie se urcă pe altar și spune, Doamne, sunt aici. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, oriunde ar fi, ori despre ce ar fi. Moartă o ei, să o pui tu pe altar, că ea nu mai, știi? Cred că aici, din nou, provocarea pe care o am, e să învățăm să ne rugăm împreună. Să învățăm să
mijlocim înainte Dumnezeu pentru copilașii noștri, pentru noi ca și familii. Faptul că la noi e bine, aia nu înseamnă că va fi bine tot timpul și aia nu înseamnă că la toți e bine. Dacă noi o ducem bine în drumul ăsta a pocăinței noastre sau apropierii de Dumnezeu, credem că peste tot. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne cheamă la altceva. Ne cheamă să stăm între oameni și Dumnezeu și între Dumnezeu și oameni și să strigăm la Dumnezeu în rugăciune. E rugăciunea care nu renunț. Știi? Adică, indiferent, Doamne, la ce se întâmplă astăzi la 7 ne întâlnim înapoi, știi? Nu știu ce va fi, nu știu cum va fi astăzi, dar asta nu mă foarte interesează, dar vreau să spun ceva. Și important să spui și diavolului asta. Vezi că eu oricum mâine mă rog înapoi, adică poți să faci tot ce vrei azi. Eu mâine la 7 fixăm ceasul. De obicei când se întâlnesc 2, 3, 4, 5 pastori împreună, cam ce, despre ce discută? Ce fac povești biserică, au pastorii, nu, glumesc. Când se întâlnesc între ei? Fac o biserică, nu. Depinde de așa pastor, depinde de discuții. Bine ar fi să vorbim despre experiențe pe care le avem cu Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că slujirea, repet acum, nu e despre noi. E despre ceea ce alege Dumnezeu să facă. Și știi care e șocul pe care nu vrem să-l înțelegem? E că poate slujirea noastră e pentru o perioadă. Și noi nu garantăm că vom fi peste 20 de ani, un an, o zi, o săptămână, tot acolo sus. Nu știm ce alege Dumnezeu. Și lasă-L pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu, știi? Ce discutăm și asta ar fi ziditor, să discutăm despre ce a făcut Dumnezeu sau de ce să nu discutăm proiecte pe care suntem călăuziți de Duhul Dumnezeu și provocați să le facem împreună. Cred că despre fotbal poate discuta oricine. Despre știri, despre politică, despre orice alte lucruri. Poate să discute oricine. Cred că suntem datori, în final, să vorbim între noi despre ce nu prea se vorbește între oameni, știi? Pentru că, de fapt, trebuie să ne trăim statutul de oameni al lui Dumnezeu. Cum vă poartă Dumnezeu de grijă? Ați primit ceva în numele Domnului? Cunoaște Dumnezeu problemele noastre? Mai acum m-ai lovit acum cu întrebarea asta exact în punctul sensibil. La mine de timp a fost chestiunea cu bănuții o provocare, neavând acasă, și de asta atunci când am avut nevoie am lucrat. N-am știut să-mi predic nevoile de la avon și nici nu cred că e biblic să faci asta. Nici n-am început să mă plâng pe la avon că mi-e greu și numai Dumnezeu știe. Și aici noi credem că wow, nu. Știi, numai Dumnezeu poate să îmbogățească inima noastră întâi. Nu e vorba de portofel și nici de bani. E modul în care percepem lucrurile. Și pe mine simt cel mai bogățit pentru că și soția mea, așa, e foarte important. Și copiii au înțeles unde suntem, din punct de vedere financiar și provocările pe care le avem. A fost momente în care Dumnezeu m-a surprins, într-adevăr. N-am primit nu știu câte plicuri cu bani. N-am primit nu știu ce lucruri, mașini, n-am primit de lucruri tot timpul. Nu știu dacă mă crezi, dar ori de câte ori am avut nevoie, Dumnezeu a deschis o oportunitate. De exemplu, împreună cu socul meu am lucrat în instalații. Am fost instructor, am pus și polistiren pe case, am pus mâna, am lucrat. Nu știu genul de om care să stau, doar să strig la Dumnezeu și să încerc oarecum să atrag atenția asupra nevoilor mele și oamenii să simtă oarecum dator prin statutul pe care l-am că trebuie să sară să ajute pe popă cineva, știi? Nu din genul meu. Eu lucrez. Uh-huh. Și lucrez. Nu mi-e rușine să lucrez. Și chiar mă simt bine și în haine de lucru. Chiar mă simt bine în astea. Mă eliberează munca și mă onorează în același timp și Dumnezeu mă binecuvintează. Da, cea mai mare binecuvântare pe care o am e nu doar ce am primit, ci ce a schimbat Dumnezeu în mine, în soția mea, în copilașii noștri și cel mai bogățit mă simt când îi văd. Și nu e acum o expresie în asta așa predicatoricească, ci chiar aici mă simt cel mai binecuvântat. Banii vin și trec. Să știi că dacă Dumnezeu nu binecuvântează, oricât ar fi fluturașul de mare, tot nu ajung. Dar dacă Dumnezeu binecuvântează, Dumnezeu știe și nebuniile pe care le-am făcut. Dumnezeu știe și prostiile pe care le-am făcut. Mi-am cumpărat o mașină. Mi-a vorbit Dumnezeu clar sau nu eu? De m-am dus, frate, că am zis, eu sunt instructor, eu știu ce mașină. Și acum atrageți. Da.
Amin. Înseamnă că trebuie schimbată. Da, și vezi, și ascultarea trebuie schimbată, că dacă mă Dumnezeu vreau să mă păzească, că am fost eu mult prea focusat pe... În fine. Dar ce mai fain e ce face Dumnezeu în noi? Pe urmă, case, mașini, toate astea, toate vor rămâne într-o zi aici. Așa că, de sfârșit, un mesaj dacă puteți transmite urmăritorilor noștri. Provocarea pe care o am pentru mine, în primul rând, și pentru noi toți, e să ne trăim statutul pe care le avem și numele pe care le avem de creștini. Suntem datori înainte de Dumnezeu întâi și dar și înaintea oamenilor să avem o mărturie bună, să fim oameni pentru oameni, să fim oameni care să avem grijă unii de alții. Și dacă e, să primiți așa un îndemn din partea mea, un sfat, un gând bun, o dorință în inimii mele e să avem grijă unii de alții. Așa de important e să știi că faci parte dintr-o comunitate care te iubește, care e alături de tine, nu pentru că faci anumite lucruri, ci pentru că ești acolo și pentru că ești, pentru că existi. Nu o dragoste e condiționată, nu nimic care să impresioneze. Și de asta cred că e foarte important să învățăm să avem grijă unii de alții. Ce frumos ați spus! Mulțumesc! Să avem grijă unii de alții. Mulțumim foarte frumos pentru prezența în emisiune. Cu tot dragul. Mulțumim și că ne-ați vorbit așa de frumos. Dă-n inimă, ai văzut că n-am venit cu foi aici, nici nu. Doar dă-n inimă, așa. Doar câteva idei. Mulțumim încă o dată pentru tot. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Multă pace!